Unitățile de alimentație publică ce livrează mâncare la domiciliul cetățenilor, vorbim de preparate culinare precum pizza, ciorbă sau alte mâncăruri, nu sunt autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar. Noile reglementări spun că acestea sunt obligate să se înregistreze la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș. Firmele în cauză trebuie să elaboreze o procedură specifică de lucru și produsele transportate să fie sigilate. Pe ambalaj să fie aplicat un sigiliu, astfel ca alimentele livrate să nu se contamineze cu substanțe străine, să nu se verse și să nu se scurgă. De asemenea, să fie asigurată temperatura pe timpul transportului. Firma trebuie să țină un registru în care să fie consemnate numele celui care livrează mâncarea și a celui care beneficiază de mâncare, informează DSV Maramureș. Mureș. De 1 martie ca în fiecare an, întâmpinăm primăvara cu mărțișoare și prospețime specifică sezonului. Mâine veți avea ocazia să vedeți și să cumpărați cele mai frumoase mărțișoare pentru cei dragi, la târgul de mărțișoare organizat de școala Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Evenimentul are loc mâine, în intervalul orar 12-13. Fiecare mărțișor a fost făcut la rândul lui cu multă dragoste și dăruire. Una dintre cele mai constatate infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice este conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Atunci când persoana testată cu aparatul etilotest are o concentrație de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, polițiștii întocmesc dosar penal, iar pedepsa poate fi închisoarea între 1 și 5 ani. Ieri polițiștii biroului rutier Baia Mare au oprit pentru control un autoturism condus pe bulevardul București din municipiu. La volan a fost identificat un tânăr de 26 de ani care avea o concentrație de 1,55 mg per litru alcool pur în aerul expirat, informează IPJ Mureș. Conform procedurii, tânărul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe de sânge în vederea stabilirii alcolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările.